Bun găsit, pofticioșilor! Ce mai faceți? Sper că sunteți ok. În seara asta o să fac o plăcintă. N-am făcut niciodată. Am făcut o dată o plăcintă de mere, dar m-am uitat pe Cookidoo și sunt zeci, dacă nu sute de plăcinte, dar plăcinte din alea stilul englezesc de pie. Da? Și am ales o tartă provențală. Da? Ia să vedem cum, uitați-vă cum arată, cu legume, cum îmi place mie, și începem prepararea. Pentru început, 250 de grame de făină, tara pe 0, 253 de grame, ok, 125 de grame de unt sărat, e sărat. Ok. Nu vreau să fac risipă. Bun. Merg mai departe. 10 grame de apă. Mi-a scăpat un pic mai mult. Mă iartă Thermomix că e băiat bun. O linguriță de sare. O lingură, de fapt, de sare. Un ou. Vup. O jumătate de linguriță de erb de Provence. Nu am găsit, e amestecul meu de erburi pe care îl folosesc cu succes, pentru că miroase foarte frumos. Un pic de piper. Punem capacul de măsurare și îl obturăm cu... Punem capacul și îl obturăm cu paharul de măsurare. 20 de secunde la viteza 4. Am amestecat bine aluatul și acum o să-l transfer. Ia uitați-l ce frumos este. O să-l transfer într-un bol, o să-l acoper cu folie și o să-l bag în frigider. Ok, am spălat bolul de mixare, aluatul este în frigider, mă ocup de umplutură. 50 de grame de muștar. Aici. Ok. Bun. Tot înainte. 100 grame de măsline verzi, fără sâmburi. Deja sună interesant. Măsline la umplutură. E fain. Cum spunem noi oltenii, e fain. Încă un nou. Unul pentru aluat, unul pentru umplutură. 60 de grame de lapte. Tarea e pe 0. E ok. 70 de grame de smântână. Am compensat cu smântână, că am pus mai mult. 4 pișcături de sare. 1, 2, 3, 4. Două pișcături de piper. Una, două. Am pus patru, că mie îmi place mai picant. Ați văzut voi. Punem capacul. 10 secunde, viteza 5. O să-mi amestecăm. Și transferăm, îl punem deoparte. Voi vă zurăți băieți, ce am făcut eu aici? Prima dată în viața mea. Deci am luat aluatul din frigider,
L-am întins frumos și l-am pus. Nu a fost chiar ușor, că se sfărâmă, n-are multă făină, dar mi-a ieșit. Acum, pun hârtie de copt pe care am tăiat-o în prealabil, o fixez cu câteva boabe de fasole, să nu zboare prin cuptor, și o bag 10 minute în cuptorul gata încins. Arșo! Au trecut cele 10 minute, luăm frumos hârtia de copt, iau-te-o pe frumușica, prima parte. Și acum, punem frumos ce avem în bol, distribuim așa uniform. Mama mea, e cam frumos. Spatula ca să... așa. Ok. Și acum, am tăiat aici o vânătă, o jumătate de dovlecel, doi morcovei și un ardei roșu. L-am tăiat fâșiuțe subțiri și o să fac umplutura. Da? O să încep dinspre exterior, spre interior și o să fac așa o chestie frumoasă, 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 să vă minunați. Dragilor, voi vedeți ce am făcut eu aici? Deci asta e ca la școala generală, să țesem frumos cu vinete, dovlecei, morcovi. Uitați-vă și voi, mă laud, am cu ce. Arată senzațional. Senzațional. Acum nu pot decât să o bag încă 35 de minute la cuptor și pe urmă vă arăt ce a ieșit. Voila! Pa, ba, bam! Arată... eu sunt absolut încântat. Păi bune! Ia uitați! Iar am pictat. Am tăiat o felie. Adică pe dumnea ei. Uitați ce frumoase, strat după strat, așa, legumele astea. Super culori. Super tare, cu chiduc, Thermomix. E super, 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 super mix. Ca să facem și o poezie. Am să încerc să nu mă ard. Un pic de aluat. Pe bune, este extraordinar. Am vrut să zic că este excelentă și extraordinară în acest timp și mi-a ieșit un extraordinar. Este extraordinară. Da? Râde și Liana. Dragilor, sunt foarte mulțumit și foarte mândru. Da? Mă laud cam cu ce. Asta a fost pentru astăzi. Eu și cu domnul am făcut această tartă provențală. Am avut emoții. Nu știam dacă o să iasă. A ieșit. Până data viitoare, v-am pupat și nu uitați. Puneți mâna și gătiți. Gătiți pentru cei pe care iubiți. Pa!